Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți pe canalul Cornel Construct. Dragii mei, astăzi ne dedicăm cu montajul de prize și întrerupătoare. De fapt, încercăm să dăm drumul la instalație electrică. Avem materiale, avem ce trebuie. După cum ați văzut ieri, din păcate nu s-a mai putut face live-ul pentru că am venit foarte, foarte târziu. Am fost la cumpărături. Ne-am aprovizionat de tot ce ne trebuie. Rămâneți aproape, noi ne băgăm la treabă. E bine, de această dată am optat pentru Jevis System, sistemul de la Jevis de modulare. Am luat totul RCCB de 32 de amperi pentru general și avem și un RCBO pentru prizele cele două de la băi, pentru siguranță în plus. Da, cam asta e, C16, C10, va fi pentru fiecare cameră în parte. Siguranță dedicată. Cam asta e, haide să ne băgăm la făcut acest puzzle. Și de ce am zis puzzle? Priviți un pic câte bucățele sunt de scos afară din cutie. Menționez încă că nu sunt toate, pentru că din plăci aceste albe nu le-am găsit pe toate și nici tastele false va trebui să le găsim în altă parte. Da, tot italiene sunt. Cam asta este, dragilor, o să încep ușor-ușor cu fiecare cameră în parte să montez prima și prima oară toate prizele întrerupătoare, tot ce trebuie și după aia mă voi băga să fac toate legăturile la doză. Și l-avem și pe Nicu aici. Bună dimineața, Nicule! Bună dimineața! Ce faci? Ce faci? Descărcăm mașina de astăzi. A fost ceva materiale astăzi în mașină? Destule! Dragii mei, Nicu, în timp ce o să mă dedic, Nicu se dedică, aduce toate prelungitoarele, tocurile, ușile, avem și ușile cumpărate. Este un model foarte frumos care se seamănă cu parchetul. La 3 uși de fapt a trebuit să luăm un prelungitor pentru că peretele este mai gros de 10 cm și ne folosim de aceste prelungitoare. Da, cam asta este. Astea e caloriferele de prosop pentru baia mică și baia mare. Celelalte calorifere vor fi de aluminiu, bineînțeles cum sunt și astea, dar vor fi luate din altă parte. Aici avem ghiuveta de la Roca în baia mare și încă o mobilă cu o ghiuvetă cu picioare, asta este pentru baia mică. Ambele sunt de 60 de centimetri. Haideți să lăsăm gluma la o parte și să încercăm să, da, avem și dușul aici, să încercăm să tăiem prima și prima oară, să scoatem afară ce ne trebuie din aceste module. Cam așa vine în cazul când avem o priză Schuco din această mare, nu? Da, se vede că este Made in Italy. Deci avem nevoie de priza, ea ține locul la două posturi, la două module, plus o tastă falsă ca să acoperim. Și aceasta este fața. Deci foarte frumoase și foarte elegante sunt. Avem și prize din acelea cu 3. Asta e priză TV. Uitați, asta e cu 3. Dacă se pune decât una, ne trebuie două taste false. Da, o să încerc să-mi pregătesc așa cât îmi trebuie, câteva, o iau pe fiecare cameră în parte și după aia ne băgăm la montaj. Deci cam atâtea vin numai într-un singur dormitor. Avem priză care vine la capul patului, priză Schuco care dacă eventual la aspirator ceva, cap cruce, priza de la televizor, va veni acolo dublă, alt cap scară, cap cruce și priza TV. Cam acestea sunt. Primul dormitor este gata. Așa se face o punte când aveți duble. Antena. Urmează după aceea să facem legăturile prima și prima oară. Ne dedicăm să facem tot montajul aici. Nu o să le montez deocamdată pentru că urmează decorativa și nu vreau să le desfac chiar. Deci alea vor rămâne așa atârnate. Vedeți? Firul lung. Chiar dacă este 25 de cm de fir, el se face așa frumos o buclă și intră. Deci e cel mai regulă să le lăsați mai lungi și nu scurte, să vă chinuiți după aia la legat. Suntem la ultima lustră, ultima plică de fapt. Vreau să vă arăt legătura, deci toate sunt prevăzute cu împământare. Înțelegeți? Deci e bine să trageți întotdeauna fire și pentru împământare, chiar dacă este pe LED, dar vedeți, având în vedere că are mult fier, este prevăzută cu împământare. O să vi le arăt imediat pe toate. Da, avem o grămadă de cartoane de aruncat. O să vă arăt un pic, o să vi le prezint în ordine. Asta este pentru sufragerie, foarte mare, vă asigur că are, cred că jumătate de metru diametru. Asta e una,
După aia vom merge în, pe hol avem două, așa, deci una, două și încă două la fel, având în vedere că e ambient închis, trebuia să fie neapărat, să fie toate la fel. Are întrerupători separat, asta se aprinde, asta la întâi cu cap scară. În dressing avem la fel, dar puțin mai micuță, pentru că camera este puțin mai micuță. În sufragerie avem tot la fel, dormitorul mare, mă scuzați, tot la fel, dar mai micuță puțin și mai mare decât cea de la dressing. În baie avem astea, care lumiază pe oglindă, și una acolo. În cealaltă baie identică, la fel, una care lumiază pe oglindă și una acolo. În dormitorul mic, la fel, una așa. Ce o să facem acum? O să ne băgăm cu aceste fire, să vedem dacă reușim să facem ceva. Dacă nu, le legăm pe toate așa și trebuie să meargă. Ha, glumesc. Ne dedicăm prima și prima oară cu tablou electric să montăm cum trebuie. Este în jur de ora 12 și ceva. O să mergem la masă. Am tras și liniile principale. Deci avem linie care vine de sus de acolo, acolo să nu avem control, trebuie să ne dăm acolo cu doi morsesc ca lumea, de 6 mm, deci fir de 6 mm și după aia toate liniile care pleacă de aici și se duc în dozele principale, avem linie pentru fiecare cameră în parte, atenție mare, pentru fiecare cameră în parte cu 4 mm pe linia de priză. Este în jur de ora 17:30. Da, s-a făcut lumină. Vreau să vă arăt un pic cum s-a ajuns. Da, am zis că mai lipsește niște taste și niște plăci, dar este ok. Merge. Aici, la fel, în bucătărie, avem așa. E complet. Ok, deci tot pus prize întrerupătoare. Aici, pentru platul de lucru, avem 4 prize. Pentru centrală, separat. Cuptor, hotă, aici la fel, televizor, mufă de televizor cu cablu, tot e tot legat, urmează decât să iau tastele false și plăcile pentru că nu mi-a ajuns. Acesta este tablou, am RCCB de 32 de amperi, RCBO de 16 amperi pentru băi, deci ambele prizete care sunt deasupra ghiuvetei am acest RCBO. De 16 am pus 6 prize pe fiecare linie, deci în cameră am 2 prize, 4-5 prize, am pus și dressing-ul, tot pe o siguranță pentru că am decât 2 prize, una acolo și una aici. Deci am pus 6 prize pe fiecare siguranță, o să scriu ce și cum, prize pentru centrală și C10 pentru becuri. Cam asta este, mai are încă 3 posturi libere, dacă dorește pe viitor să pună, ce știu, un aer condiționat sau ce o fi, este. Haideți să vă arăt un pic. Avem aici motorul care pleacă automat când aprindem becul și merge, e cu timer temporizator de la 2 la 30 de minute care el merge. Deci se stinge acum, nu știu că nu l-am cronometrat, e cum e din standard, din fabrică, dar o să umblu la el. Deci avem așa, întrerupător primul care se aprinde ăsta de aici, becul ăsta, următorul, al doilea, se aprinde becul de sus de aici, de la baie, și al treilea am pus un cap scară care se aprinde cel de acolo. Deci, practic, aprind aici, așa, și îl sting din această parte. Deci, băile sunt la fel, aici la fel, avem cu timer, când aprind becul, pleacă și motorul, aici pentru antreul ăsta de aici de la hol. Este pusă și asta, trebuie să facem rost de oglindă, astea sunt puse provizorii, trebuie să le pun acum. Dar avem priză șucu, deci pe asta este RCB-ul ăla de 16 A, pe aceste două prize. Și avem întrerupător aici pentru barbă, pentru alea. Și acolo la fel, și cel e funcțional, trebuie să-i pui morsetele. Și este ok, priviți. Da. În această parte încă e șantier închis, acum o să mă bag să fac repede legăturile, doar că mi-am dat seama că lipsește un cap cruce, cel cu 4 de acolo, îmi lipsește și nu am putut să-l pun, va trebui să-l cumpăr pe ăla, probabil l-a furat pe Seajul, pe cel de la magazin, sau poate e o eroare de-a mea.
O să fac legăturile și o să închid și cutia, doza, aici așa arată, firele o să le așez cum trebuie, cam asta este. Și nu e tot, avem și acest dormitor, deja astea sunt puse, nu-mi ziceți de vago, de nu știu ce, eu m-am învățat să lucrez cu astea și sincer îmi place. La fel, avem de aici această plafonieră, aprindem de aici dacă vrem, o stingem de aici, adică de la pat. Ok, și dacă vrem să o aprindem de aici, fără nicio problemă, o putem face cu ușurință și de aici. Ok, cam asta este, v-am zis, aici n-am pus deocamdată nimic, cu toate că aici este complet, am pus și tastele false, dar decorativa este pe drum. Vorbim de la Ferrara Da Vinci, o avem, codul este DAA15, oricum o să vă prezint la momentul când va veni momentul. Cam asta e. Haideți, rămâne să mă duc să în cealaltă parte să văd dacă reușesc să fac și acolo legăturile și să montez dozele. A finalizat și cablul coaxial, avem țeava Copex cu spir de tragere pentru cei de la Cinofi. Nu vreau să dau nume acum, ce operator va fi aici, va folosi această sârmă care vine din casa scării și va ajunge aici, de aici va pleca la modem și de aici avem intrarea care va alimenta toată casa, adică 4 televizoare. Ok, dragi prieteni, am pus acolo capacul, celălalt nu l-am pus pentru că nu sunt sigur dacă găsesc sunărie modulară, eu așa am pus fir aici pentru sunărie modulară. Avem la intrare sunăria cu buton cu revenire, nu? Deci cât ți-i apăsată, atâta sună. Și nu sunt sigur dacă găsesc. Da, am văzut pe internet, este, acum nu știu dacă găsesc în magazin. Dacă nu, am planul B, adică voi scoate de aici un modul, de fapt un modul din acest spațiu liber și o voi băga aici în tablou electric sunăria. Deci tot aia e, rămâne de văzut. Da, una peste alta, suntem mulțumiți. După cum vedeți, am anulat toate prelungitoare, tabloul nostru de șantier și așa mai departe. Nicule, ce zici? Ce să zic? Uite, am făcut curățenie puțin și acum... Mergem acasă. Mergem acasă. Da, mai așa. Suntem foarte mulțumiți. Avem lumină, deci nu, fără prelungitoare. Da, am pus și aici. Acolo a trebuit să fac chiar o mică reparație pentru că când am tras de un fir, mi s-a ciobit puțin acolo, dar am reparat, nicio problemă. În rest, aici v-am zis, e tot funcțional, becul se vede, hai să stingem că proprietarul plătește curentul. Și cam asta este, deci mâine, ce vom face mâine? Mâine, prima și prima oră, la prima oră, vom începe cu baghetele, dragii mei. Avem baghetele cumpărate, chiar, haideți să vi-l arăt un pic. Baghetele care sunt, zic eu, asemănător cu parchetul, sunt luate mai lungi, dar ele vor veni tăiate. Uitați, deci asta e bagheta care va veni aici frumos. Așa, am luat modelul acela care se strânge cu dibluri. Bineînțeles, va trebui să fiu atent, să mă uit la clipurile vechi, să văd pe unde trece țeava de calorifere, de țevile copii și mai departe. Dar măcar două, dacă îi dau una aici, una aici și pot să mai pun și silicon pe mijloc. Așa, după ce punem toate baghetele, vom începe cu montajul de uși. Peste tot, deci avem una, două, trei, patru baghete de pus și apoi vom începe cu ușile. Aici este ok, da, am rămas să mai pun acele morsete, nu le-am mai pus, dar le voi pune mâine. Ventilatorul merge, deci timerul am văzut merge, după ce opresc becul, el mai merge între 2 minute și jumătate de oră. Da, cam asta este, dragii mei, avem și ghiuvetele toate de montat, avem bateriile, avem tot ce trebuie, avem ușile. Da, treaba mai este, avem caloriferele acelea care trebuie să le montăm. Am luat și să pun și puțină spumă în caz că trebuie, oricum eu le prind, știi, sistemul ăla cu contratocuri, dar dacă e necesar pot să pun puțină și cam asta este. Cam asta este, dragii mei, cam asta este pentru ziua de astăzi, ce am reușit să facem astăzi, suntem mulțumiți, cu toate că mă așteptam să terminăm cu instalația mai repede, dar destul de migălasă și să fim serioși, apartamentul este destul de mare, aproximativ 80 de metri pătrați, deci
era, a trebuit timpul necesar pentru finalizare, dar este bine și așa. Nu uitați, dacă vreți să fiți la curent cu fiecare clipuleț al nostru, cu tot ceea ce facem și dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să vă scrieți la canal, că este gratis. O seară frumoasă vă doresc și ne vedem mâine!